am regăsit la Oxygen 2. Astăzi vom încerca să discutăm despre relația între biserică și politică, sau stat, mai exact. Aici, în America, mai ales după alegerile de anul trecut, avem un președinte și un partid republican la putere și aș vrea să discutăm despre această relație între politic și religie. Faptul că atâția, inclusiv români, care au votat acest partid, care susțin, care sunt de religie neoprotestantă, cum poate fi văzut creștinismul și politica? Da. Mai întâi așa să spun că există un revizionism promovat în contextul așa zisului război cultural de Statele Unite, cu privire la istoria Statelor Unite. Acest revizionism susține că Republica Americană a fost înființată ca un fel de teocrație, adică ca... Părinții fondatori ar fi fost oamenii... Da, și ar fi intenționat să înființeze o națiune creștină. Și lucrul acesta e cu totul fals. Nu numai că, să zic, ideile care sunt la baza Republicii Americane vin din iluminism, nu vin din Biblie. Și numai că Jefferson a fost un sceptic cu privire la inspirația Bibliei, a scris chiar un nou testament care a cioprit toate minile lui Iisus. Iisus este un mare filozof pe care l-a admirat, dar în niciun caz nu este Fiul lui Dumnezeu. Și majoritatea părinților fondatori erau deiști, de fapt. Dar există o declarație făcută, nu mai știu dacă de Jefferson sau Madison, nu mai știu care dintre ei a făcut-o, în 1798, în contextul conflictului cu pirații din Mediterană, pirații musulmani din Mediterană, cu Marocul, în care au spus Statele Unite nu este niciun caz fondată ca o națiune creștină, au spus ei. Adică noi n-am nicio problemă cu voi că sunteți musulmani, cu alte cuvinte. Dacă emigrați în Statele Unite, puteți fi musulmani, n-am nicio problemă, da? Dar noi avem ce avem cu voi pentru că faceți piraterie și vă legați de vasele noastre și pentru asta vă atacăm. Nu facem o cruciadă creștină împotriva voastră și în acest context apare această declarație. Dar există un revizionism și vreau să spun de unde pleacă acest revizionism. Separarea între biserică și stat a fost clară în Statele Unite totdeauna. Primul amendament este foarte clar în privința aceasta. Da? Congresul nu va face niciodată niciun fel de legi care să promoveze sau să restrângă activitatea unei religii. Deci nu poate exista legi federale care să favorizeze sau să restrângă, restricteze. Să facă o religie de stat. Să facă o religie de stat, exact, nu trebuie să existe acest lucru. Și interesant că termenul de zi de despărțire a fost de Thomas Jefferson, care este clar arhitectul democrației americane, cel mai important. Și este cel care a scris, de fapt, Constituția, textul Constituției. Și Jefferson le spune baptiștilor, asta e interesant, deci primii care au avut probleme cu noțiunea unei religii de stat la nivel de stat, nu la nivel federal, au fost baptiștii. Și pentru că motivul pentru care a fost deja promulgat primul amendament al Constituției a fost tocmai pentru a proteja aceste minorități religioase care erau baptiștii. Atunci nu erau musulmani, nu erau budiști, nu erau atei prea mulți în America. Dar cu această ocazie Jefferson le scrie baptiștilor, pare mi se chiar din Virginia, le spune, Constituția noastră așează un zi de despărțire între biserică și stat, în așa fel ca nici statul să nu interfereze în problemele bisericii, nici biserica să nu interfereze în problemele statului. Acest zi de despărțire implică că nu este o dușmănie. Deci nu s-a întâmplat ca Revoluția franceză, în care statul francez a încercat oarecum să controleze biserica, nu că ar fi fost ateist, asta este un mit, statul revoluționar francez a fost deist. Dar e clar că ei au încercat întotdeauna să Napoleon Bonaparte, de exemplu, da? Bonapartismul a încercat să controleze biserica catolică, cum a fumat Hitler sau chiar Mussolini, mai puțin Franco, care s-au supus bisericii catolice. Însă în America nu există un război între biserică și stat, dar poate să existe o colaborare, pot să existe idei morale care se meargă dintr-o parte într-alta, dar cert este că cele două au sfere de activitate diferite. Acum, ce s-a întâmplat? În perioada războiului rece, odată cu așa zisul complex militar-industrial, a fost format și complexul spiritual-industrial. Eisenhower a fost primul care a avut nevoie de o sculă de propagandă ca să câștige populația americană să susțină complexul militar-industrial. El a avut nevoie de o sculă de propagandă și în această perioadă a fost înlocuit sloganul Statelor Unite e pluribus unum cu
în Gatui Trust, de exemplu, și pe bagă tot de un dolar, și în același timp a fost introdus în the Pledge of Allegiance, One Nation Under God, o națiune sub Dumnezeu, în care Jefferson vedea oarecum o unire între toate religiile, toate bisericile creștine, catolici, protestanți și evrei, chiar și musulmani, care au foarte puțin statele de toți, o națiune sub Dumnezeu care luptă împotriva ateismului sovietic. Deci era o confruntare globală între două supraputeri și Statele Unite avea nevoie de un suport la populație. Și acest suport i-a fost, l-a creat creând un complex spiritual-industrial în care principalul protagonist a fost Billy Graham, era de acum Billy Graham, și evanghelicii. Pentru că bisericile protestante neevanghelice în general erau de partea pacifismului și înclinau spre stânga, s-au sprijinit mai mult pe evanghelici atunci. Și atunci a fost ascensiunea Billy Graham, dar a mai fost o problemă foarte importantă care în statul Israel. Și evanghelicii au această mitologie a toarcerii lui Israel ca semn al semnului al timpului sfârșitului și al Armagedonului. Oarecum suportul militar pentru Israel și confruntarea cu Uniunea Sovietică a intrat foarte bine într-o narațiune în care Uniunea Sovietică este antichristul, va ataca Israelul, profeția în Ezechiel 38, Gog și Magog se împlinește, Apocalipsa și așa mai departe. Însă vreau să spun niciodată liderii Statelor Unite, liderii complexului militar industrial, Casa Albă, nu au cumpărat această ideologie. Au folosit-o, da. Ce s-a întâmplat după căderea comunismului? Odată ce s-a terminat războiul rece, acest mecanism al conflictului militar industrial a fost folosit în conflictul între republicani și democrați. Republicanii s-au declarat Partidul lui Dumnezeu împotriva democraților și a fost inventat războiul cultural care a divizat națiunea americană. În națiunea americană a existat cei mai mari scritori americani în toate timpurile, au fost categoric seculari, da? Adepții ai secularismului. Cei mai mari gânditori au fost adepții secularismului, chiar atei. Dar America a fost o țară unită. Cine a iscat acest conflict? Acest conflict cultural, practic, poate fi trăsat de la Nixon. Deci, în general, Partidul Republican a pierdut alegerile după alegerile în fața democraților. Nixon a avut ideea strategiei de Sud, să atragă în Partidul Republican pe cei din Sud. Și ca să atragă pe democrații din Sud să-i facă să voteze republican sau măcar un președinte republican, Nixon a creat această strategie care a apelat foarte mult la religie, la un război cultural. Problema care este puțin mai adâncă. Acest conflict a început cu integrarea negrilor, de fapt. A fost, Sudul era segregat rasial. Și numele de cod era drepturile statelor. Când un candidat președinte vorbea de drepturile statelor, cei din Sud înțelegeau că ei au dreptul la ei acasă să mai segregeze pe negri. Pentru că nu puteai vorbi direct de rasism, adică nu puteai să spui, ok, noi suntem albi și așa mai departe, au fost create alte steaguri, cum ar fi Roe vs. Wade. După ce a avut loc hotărârea Curții Supreme Roe vs. Wade, a fost, uite, noi suntem creștini, noi suntem împotriva Roe vs. Wade, da? Deci, avortul, o problemă. Altă problemă a fost inventată, mă rog, bătălia împotriva Curciunii. Acum, eu nu vreau să neg că există tip destul de extremiști în stânga, care ar vrea să scoată orice urmă de creștini din America, între umaniști. Dar întotdeauna America a fost o țară de tensiuni și de dispute foarte violente, care au rămas pur verbale. Da? Și asta este un lucru frumos și un aspect pozitiv în America, că se dispută mult. Deci, în America există o libertate a disputei care e foarte sănătoasă. Asta e, de fapt, și esența democrației, la urmă. Da, dar a fost speculată până a fost divizată națiunea americană. Un alt aspect mai recent este cel al drepturilor homosexualilor și al căsătoriei homosexualilor, problema la Obamacare, problema cu contracepția și așa mai departe. Însă, care este problema aici? Mă refer la aspectul geopolitic. Aici este ceva foarte interesant ce s-a întâmplat în ultimul an, în 2016, de fapt, ce s-a întâmplat. După căderea Uniunii Sovietice, dinozaurii din Departamentul de Apărare și din
inteligenți și așa mai departe, au rămas cu această inerție, rușii sunt periculoși pentru că sunt comuniști. Deci noi vom susține în Rusia tot ce este mai pro or mai pro-creștin, ca să fie mai anticomunist, și n-avem de ce să ne temem de Putin, de exemplu, care o cruce pe piept și Putin a fost foarte bine văzut și așa mai departe. Putin, pe de altă parte, fiind un tip foarte inteligent, a profitat. Nu numai, dar Putin a susținut stânga totuși. De ce? Fiindcă neoconservatorii erau foarte belicoși și neoconservatorii erau oricând gata să provoace Rusia. La, deci în politica de Orientul Mijlociu, unde intra un conflict cu interesele Rusiei, neoconservatorii erau și foarte pro-religie, susținuți de evanghelici în mare parte, dar foarte belicoși. Cazul tipic este Bush, dar care era de altfel foarte simpatetic față de Putin, așa cum ne-aducem aminte. El avea o simpatie puternică față de Putin. McCain era mult mai sceptic, știi, când Bush a spus că s-a uitat în ochii lui Putin și a văzut acolo... Asta Bush junior. Tânăr, junior, da? A fost o cruce pe pieptul, l-a întrebat și cu crucea aia, s-a uitat în ochii lui Putin. McCain și m-a uitat și în ochii lui Putin și n-a văzut că KGB acolo și mai mult l-a văzut. Deci McCain e tip mai real. Mai pragmatic. Da, ăsta este Putin. Dar Putin a sus, Rusia a folosit foarte bine propaganda pe social media. Au avut foarte mult șir băgați în tot felul de forumuri care stăteau adormiți până într-un moment cât de cum a fost anexarea Crimeei. Abia atunci o scuteau capul. Dar între timp îi ajungeau la grande editori, deci urcau pe diverse forumuri. Deci Putin a folosit o armată întreagă în social media, foarte inteligent, foarte divac a folosit-o, și a susținut stânga. De ce a susținut stânga? Pentru că dreapta era belicoasă. Și el vroia să susține partidele de stânga, cum a fost Bill Clinton, care erau pentru detentă. În momentul când Hillary a trecut clar de partea neoconservatorilor, deja de timpul Obama, da? Deci Partidul Democrat a învățișat fără rezerve doctrina neoconservatoare a confruntării Rusiei. Deci asta era ideea, confruntarea cu Rusia. Ții minte la alegeri, Hillary a fost foarte, foarte belicoasă, fără compromis cu Rusia, vom confrunta Rusia, îi vom pune la punct. În momentul acesta Putin începe un alt timp de propagandă în Rusia, care vreau să spun, unii vor spune că e simplă propagandă a stângii sau a republicanilor sau CIA-ul, că nu avem încredere în CIA, că nu știu ce, nu știu cum, dar cert este că lucrurile sunt destul de clare. Anume, Putin s-a prezentat pe sine ca cel care susține civilizația creștină. Adică, nu la drepturile gheilor, asta semnează în primul rând, da? Un stat quasi-teocratic în Rusia, în care biserica are o putere, și bineînțeles naționalism, pentru că naționalismul este împotriva integrării europene și împotriva integrării în NATO. Naționalismul american, de asemenea, este împotriva la NATO. Este izolaționist. La întâlnirea lui Trump cu președintele nostru Iohannis și-a reconfirmat alianța și absolut, susținerea în față de NATO. Absolut, să nu crede că Trump face ce vrea. Una e să spui ceva în campania electorală și alta să vii la Casa Albă. Da? Că nu uita că Trump a atacat CIA-ul, că o să facă ordine la CIA și așa mai departe. Și înainte de inaugurarea lui, a făcut o singură vizită la CIA, s-a dus. Da? Deci lucrurile nu sunt atât de simple aici. Problema care este să Trump s-a prezentat pe sine ca fiind apărătorul valorilor creștine în lumea Vestului, a profitat de criza imigrației în Europa și cumva a reușit să câștige de partea lui, nu spuneam de Putin, scuze-mă, dar Putin, da? Deci Putin s-a prezentat ca apărătorul valorilor creștine și a reușit să câștige mare parte suportul dreptei creștine din Statele Unite, care au început să vadă în Putin adevăratul apărător al valorilor creștine. Asta fac și românii, Europenii sunt seculari, dar văd în Trump promotorul naționalismului împotriva imigrației islamice. A spus Trump? În Putin, tot spun. Păi, și unul și altul, la urma urmei, pentru că da, se cam aseamănă din multe puncte de vedere. Cert este că... Și simpatizează reciproc. Da, dar cert este că suportul lui Putin față de Trump a fost mai mult un act de trolling, să spun opinia mea, mai mult un act de trolling, de a crea ceva confuzie. Și de a crea o diversiune și o rupere între, da, între cetățenii și populația americană. Da, absolut. Deci, Trump a fost perceput de... E foarte clar că Trump e un populist și a adresat probleme ale clasei muncitoare albe în Statele Unite. Clasa muncitoare este în primul rând albă în Statele Unite, da? Și sunt probleme reale cu
mizeria financiară și economică a albilor în Statele Unite. Sunt problemele are oarecum cu o politică de stânga care favorizează minoritățile și ignoră majoritatea populației, ceea ce este contrar tradiției de stânga. Și o politică liberală care se ocupă mai mult de drepturile homosexualilor și ale minorități și ale musulmanilor chiar, decât de drepturile economice ale majorității populației. Bun, dar asta nu e într-o contradicție cu principiile creștine, unde trebuie să spese de cel mai sărac și mai amărât și de aproapele tău? Creștinii, aș vrea să spun, din păcate, pare rău că spun aceasta, creștinii, mă refer la creștini evanghelici, în general, dacă vorbești de creștini, probabil că cei mai mulți luterani din Germania sau din Europa, sau reformați, cei mai mulți anglicani sau catolici, nu văd bine politica neoconservatoare, în niciun caz. Și au vederi de stânga centru. Pe când evanghelicii, mă refer la evanghelici ca o categorie specială a creștinilor sau ortodoxi din România, nu sunt persoanele cele mai bine educate ca cultură politică și nu înțeleg prea bine cum e lucrurile. E cred că totul este foarte simplu. Vine un președinte care Iisus îl conduce, de exemplu, e o imagine care circulă pe Facebook destul de mult cu Trump în birou și stă Iisus cu mâinile pe umerii lui și Trump semnează ceva și Iisus acolo. Păi tot Iisus l-a condus sau l-a condus din umbră sau de mai aproape și pe fostul președinte republican Bush, iată că a demarat două războaie. Și cu preț financiar și uman, și nu numai că prețul financiar și uman a fost prea mare, dar în ultima instanță n-au dus nicăieri aceste două războaie. Este războiul din Irak a dus la destabilizarea. Și asta iar e o contradicție când vine vorba de a cheltui bani în ceea ce privește Partidul Republican pe războaie, pe înarmare, dar au o problemă în ceea ce privește ajutoarele sociale față de populația săracă sau populația de culoare. Da. Marian, să spun sincer, eu nu sunt deloc încântat de stânga, de liberali. Și mi se pare că stânga merge într-o direcție greșită. A multiculturalismului radical, a relativismului moral, a corectitudinii politice, iarăși, mai ales în relație cu islamul. Este de-a dreptul orbită de hipermulticulturalism și are această noțiune a victimizării intersecționismului, da? A piramidei victimelor, da? Care au deasupra stă omul alb, straight, care îi persecută pe toți și apoi de sub sunt pe straturi negri, evrei, musulmani, gay, transgender și așa mai departe. Deci stânga are o doctrină care a dezamăgit cea mai mare parte a populației în America și în Europa și trebuie să vină la realitate. Însă, mă tem mai mult de extrema dreaptă, atât în Europa naționalistă, că înțeleg că imigrația este o problemă, dar întoarcerea la naționalismul, la naționalismul interbelic. Deci, după ce ai creat o comunitate europeană, și după ce ai creat o comunitate mondială în care lucrurile se judecă după principiul legii, să te întorci la ideea că fiecare țară să-și vadă de interesul ei, cum spune și Trump, și ignorăm tot ce este în lume sau cei cu Brexit-ul iarăși, nu? Sau polonezii și ungurii, noi ignorăm, nu ne pasă de ce restul, ne vede interesele noastre. Ei nu-și dau seama cât de ușor poate fi această lume în care restul se împarte, cât de ușor poate să fie confiscată de o anumită ideologie sau supraputere. Există alte supraputere care se decât cum este China, Rusia. Rusia nu mai este o supraputere militară care a fost și mai ales economic, nu poate face un război total. Dar Rusia are un mecanism de propagandă foarte bine pus la punct de România, de exemplu, ce se întâmplă. Da? Mulți români sunt entuziasmați de Putin și uite, domne, România are o istorie cu Rusia și nu vorbesc mai de Uniunea Sovietică. Să ne gândim la războiul din 77, pe care noi, fără nu-l câștigau rușii. Rușii după ce ne-au ocupat țara și au vrut să ne dezarmeze armata, nu? Au vrut să ne ia Galațiu. Okay? Deci, este aici o istorie. Rușii niciodată nu s-au ținut de cuvânt. Totdeauna și-au urmărit interesele lor.
imperialiste. Și au rămas aceiași. Rusia ortodoxă n-a fost mai puțin imperialistă decât Rusia lui Stalin. Vedeți lucrul acesta, da? Și ortodoxia este pentru Rusia un instrument mai eficient decât a fost Cominternul pentru Stalin. Fiindcă ortodoxia are apel la masă. Rusia în 77 se considera protectorul tuturor ortodoxilor din lume. Și asta era, bineînțeles, o doctrină imperialistă. Și din cauza asta vrea să pună cizma pe România ca să ne protejeze. Asta a fost ideea. Când au fost războiul din Crimea și au intrat prima oară rușii, rușii niciodată nu ne întrebau dacă treceau granița. Că treceau granița, că vreau să treacă. S-au bătut cu turcii, au trecut granița fără probleme la noi. Și i-a chemat pe români să lupte cu ei împotriva turcilor. Românii nu le-a păsat, i-a lăsat pe pace. Românii nu i-a crezut, da? În 77 au trecut iarăși granița, dar au cerut aprobare după ce au cerut, după ce. Și atunci turcii au declarat război, așa cum știi, și la urmă, după ce la Plevna erau pe cale ca rușii să-i, turcii să-i oprească, au apărat la Carol I și la armata română. Ce s-a întâmplat după război? Imediat, noi trebuie să vă protejăm, noi trebuie să rămânem aici, nu? Dacă nu era relația lui Carol cu Germania, rușii rămâneau la noi, nu-i puteam scoate, da? Însă a fost Germania și puterile europene cele care ne-au spus, plecați de acolo. Deci nu poți să ai încredere, adică să te desparți de Europa, care te-a protejat de Rusia, practic, când s-a format statul român și România Mare, era deja Uniunea Sovietică, da? Atunci deja ieșise din joc Rusia. Dar când s-au format Principatele Unite, puterile europene ne-au susținut. Nu poți să te desparți de Europa ca să, și de NATO și de Statele Unite ca să fii de partea Rusiei. Pentru că asta se cază o sinucidere națională. Deci se face în numele naționalismului. E foarte interesant. Da, ce vede, de exemplu, președintele actual al Statelor Unite în președintele Rusiei și în Rusia în sine? Adică faptul că are oarecum această viziune pozitivă despre Putin și despre Rusia. Marian, să facă abstracție de istoria Rusiei și ceea ce a făcut de-a lungul istoriei? Eu nu știu de Putin, de Trump, mă rog, mi se pare că e un tip bătrân care e destul de confuz. Probabil că el e condus de alții, de alte... Trump și echipa lui. Da, echipa lui. Și la urma urmei, republicanii, pentru că ei l-au votat. Republicanii l-au votat, baza republicană l-a votat, elita republicană e foarte nemulțumită și foarte frustrată cu Trump, asta se vede clar. Știm câte am văzut chiar astăzi, pentru ca să vorbim de lucruri mai actuale, au început, se pare că chiar republicanii să își exprime vocea chiar din Congresul American. Dacă să nu uităm, Trump nu este un conservator, Trump e un reacționar, e o diferență între cele două. Republicanii sunt conservatori, dar republicanii, aspectul reacționar la republicani a fost Tea Party, să zic, nu? Dar în general, miezul republicanii se pare destul de disciplinat, mai disciplinat decât democrații. Și sunt conservatori, adică să nu ne gândim că republicanii vor o teocrație, chiar dacă apelează unor la simțeminte religioase. Promit lucruri pe care și când le vor face. Republicanii sunt partidul Lincoln tradițional. Ei vor să existe dreptul la proprietate privată, dreptul la întreprindere, să ai drepturi religioase, dar același să ai dreptul să nici nu ai o religie, să fie separat biserici de stat în ciuda propagandei. Nu le-a plăcut Trump. Numai că problema este alta aici. Mă refer la propaganda Rusiei, specia, care mi se pare că este joacă rolul central aici. Uite, am citit două articole scrise de doi paleoconservatori, Patrick Buchanan și Ann Cowper. Da? Și ce m-a mirat naivitatea mea? Deci Patrick Buchanan spune, Putin ține acum steagul civilizației creștine. Da? Ca un fost consilier al Reagan să facă o asemenea afirmație naivă, ori un semn de scleroză, nu știu ce să zic, Ann Cowper, un tip isteață de altfel, hai să facem de Rusia sora noastră, spune el. Editorial, Dumnezeu, și spune de ce să ne temem acum de Rusia, că Rusia nu mai este comunistă, este creștină. Păi vreau să spun, Ann Cowper, ascultă-mă bine ca român, să spun eu ce a fost Rusia creștină, da? Primul război mondial nu l-a început Germania, l-a început Rusia creștină, de fapt, ca război mondial, da? Rusia în 1914 avea 600.000 de soldați sub arme. Nimeni în Europa nu avea atâta armată și o armată modernă. Deci Rusia deja se gândea să speculeze conflictul între Serbia și Austria ca să anexeze, ca să
introducă să facă o Cehoslovacie panslavică, da? Să aibă, să-și extindă Imperiul Panslavic în Europa, în Cehoslovacia și așa mai departe. Deci Rusia avea planurile imperialiste, care n-au mers. Okay? Dar Rusia creștină nu este mai puțin imperialistă, mai puțin periculoasă decât Rusia comunistă. E aceeași panslavism. Ce e? O dovadă de ignoranță sau de neștiință? De ignoranță, de neștiință. Este foarte clar că Ann Coulter sau Patrick Buchanan ignoră istoria Rusiei. Și o leagă de războiul rece. O ignoră cu bună știință sau o ignoră din... Nu, problema este că ei sunt atât de mult captivi paradigmei războiului rece, comunism, capitalism, încât nu realizează că până la războiul rece au fost alte conflicte în lume și odată cu războiul rece au început alte conflicte în lume. Și, în general, ideologia este mascată acum că e conflict cultural, că e probleme de conflict între civilizații și așa mai departe, dar sunt ideologii opuse care se bat aici. Faptul că Rusia e creștină și America e creștină nu semnează că nu sunt niște ideologii în conflict aici. Acum, problema care este complexul militar industrial, liderii lui, da? Deci, în Statele Unite, nu au această viziune. Ei sunt foarte realiști cu privire la Rusia și din cauza asta, Rusia e prins într-o anaconda de NATO și America are triela nucleară care face imposibil pentru Rusia sau alte putere să câștige un război nuclear împotriva Americii. Așa că rușii știu asta și nu vor ataca niciodată. Dar ei, prin propagandă, ce urmăresc? De exemplu, nu le convine faptul că România este NATO. Nu că România ar fi o forță, dar în România se pot instala scuturi antirachete sau se pot instala rachete. Și ei sunt sugrumați în această anacondă. Și deja s-a instalat. Da. Și ei sunt sugrumați în această anacondă. Ei vor să apeleze la simțământul naționalist ortodox ca România să iasă din NATO, pentru că atunci americanii trebuie să-și ia scuturile antirachete și să plece. Unii români spun, stai bă puțin, că dacă Putin a zis, păi noi în caz de război, în primul rând atacăm România, care are scuturile antirachete, și Polonia, și nu-și dau seama la ce se expun, și unii români zic, uite la ce ne expune, că avem mai scuturi antirachete. Aceste scuturi antirachete nu sunt puse ca să funcționeze în contextul unui război, ci ca să împiedice un război. Atâta vreme cât există scuturi antirachete în România, cât sunt rachete în Polonia sau în țările Baltice, cât există triada nucleară, există submarinele americane peste tot, există rachetele balistice. Sigur, rușii știu că nu vor ataca niciodată România sau țara. Bun, dar iarăși, nu e o contradicție a faptului că vorbim teoretic, cel puțin, da, de două națiuni creștine, nu? Dacă vorbim și, cum zicea Pat Buchanan, că și Rusia, da, e o țară creștină, și America s-a e o țară creștină. S-a sclerozat, un tip inteligent, dar s-a sclerozat. Bun, da. Presupunând că are dreptate, dacă vorbim de două națiuni creștine, n-ar trebui să conviețuiască bine împreună și să nu mai aibă conflictul de care vorbim? Marian, religia e primul popor, ok? În primul război mondial a fost o Europa creștină. S-au bătut între ei la scară industrială. Toți aveau Nihil Sine Deo scris pe uniformă. Toți. Că Rusia nu era că comunistă. Toți au Nihil Sine Deo, da? Poți să spui că în al doilea război mondial, Churchill a folosit retorica civilizație creștină împotriva Germaniei și s-a aliat cu Stalin, care pai civilizație creștină nu era, ținea pe creștini în gulag. Dar ce vreau să spun? Religia e un primul poporul, este instrument de propagandă. Pentru politicieni, religia e instrument de propagandă. Ei gândesc altfel. Nu? Ei folosesc religia ca să ia votul. Folosesc religia ca să aibă suport în politica internațională. Eu sunt fericit că Statele Unite este o supraputere care nu poate fi provocată nici de China, nici de Rusia. Pentru că Statele Unite are totuși o doctrină liberală. Această cultură a iluminismului, de fapt. Deci liberalismul e totuși bun la urmă. Bine, când spun doctrină liberală, nu înțeleg în contextul conflictului între democrați și republicani din Statele Unite, că asta mi se pare că cuvântul liberalism și conservatorism sunt folosite greșit aici, da? Vorbesc de doctrină liberală în sensul democrației liberale tradiționale, care recunoaște drepturile omului și economia liberul de liberă întreprindere, da? Economia de piață. Dar și... nu și dreptul anumitor grupuri sau... grupuri și orientări, dacă vorbim de LGBT, că e la modă. Adică dacă dăm drepturi la toată lumea, nu automat și creștinismul sau oricărei religie îi creezi un drept
de a-și exercita și de a-și... Da, corect. Hai să luăm căsătorile gay. Da? Căsătorile gay. Bun. Indiferent ce poziție avem față de homosexual, putem fi pro sau contra personal, da? Dar nu căsătorile gay. Că acea hotărâre a Curții Supreme, care s-a luat în Statele Unite cu privire la căsătoria gay, nu este rezultatul unui lobby liberal, pentru că Curtea Supremă este conservatoare ca orientare la data aceasta. Și Curtea Supremă a fost de acord cu companii care au spus noi nu vom acoperi din asigurare anticoncepțională, că nu este voluntar religioasă, și Curtea Supremă a ținut cu ele. Dar problema este că, având în vedere că în Constituție este prevăzut faptul că tratamentul cetățenilor sub lege este egal, indiferent de orientare sexuală sau de religie, acești avocați la Curtea Supremă care se pricep la drept constituțional, astea e meseria lor, sunt cei mai buni din țară, nu ajungi la Curtea Supremă numai așa că vreau un președinte, da? Trebuie să treci prin multe teste, senatul, tăiate, și totdeauna ești băgat în grilă, nu? Ei au, din punct de vedere tehnic, au arătat că nu poți să îi interzici la doi bărbați de o femeie să se căsătorească. Ok? Acum vorbim de transgender. Bun. Eu nu sunt entuziast mat al, nu numai al transgenderismului, dar acestei noțiuni că există 70 de genuri și că te poți, nu spun că sunt bărbați, sunt mai identific ca bărbați, mai identific ca femeie. Cred că asta este o boală a culturii. Dar sub aspect constituțional, omul are drepturi. Dacă eu vreau să mă consider femeie, am dreptul meu să mă consider femeie, nu poate nimeni să-mi interzică chestia asta. Indiferent dacă este sau nu potriva doctrinei creștine. Acum, dacă eu sunt, de exemplu, sunt penticostal sau adventist sau baptist, okay? Zic că în Statele Unite este o cultură evanghelică puternică. Dar ce sunt dacă sunt în România? Și să zic, eu susțin neapărat că nu trebuie să existe aceste principii liberale și că trebuie să fie un stat creștin și România devine un stat ortodox. Că este majoritatea. Și când eu vreau să înțeles o biserică, să mă duc la mitropolie, să duc la patriarhie și cele aprobare. Da, deci dacă biserica baptistă sau penticostală are nevoie de... Corect, corect, să primească, da. Dar ei nu înțeleg. Iohannis a spus foarte bine atunci. Eu fac parte o minoritate etnică și religioasă. Sunt saxon și sunt luteran, da? Deci eu susțin drepturile minorităților, chiar dacă sunt homosexual. Care nu e neapărat într-o contradicție cu religia, sau poate fi într-o oarecare măsură... Eu nu țin de ca Iisus să fi ținut o predică împotriva homosexualilor. Pavel vorbește de homosexual într-un context în care vrea să arate eșecul filozofiei grecești, filozofiei stoice, de a-și implementa principiile ei care au anti-homosexuale. Și uite că ei totuși sunt homosexuali sau sunt idolatri. Dar niciun caz Iisus sau apostolul nu a recomandat că creștinii să facă un lobby să pună mâna la Cezar, ca Cezarul să-i pedepsească pe homosexual. Nici nu-i vorba de așa ceva. Hai să mergem la Nero cu o petiție să-i pedepsească pe homosexual. Nu de altă, dar Nero era însuși homosexual, nu știu dacă ar fi mers treaba. Însă cert este că ideea aceasta că trebuie un stat creștin care să interzică homosexual să se căsătorească sau să-i persecute, chiar cum se întâmplă în Rusia, da? Deci ei zic că nu persecută, dar persecută homosexuale, sau care încurajează gloata să-i persecute, să facă pogromuri împotriva lor. Ideea aceasta s-o susțin din punct de vedere că și nu este total absurdă. Pe tine nu te împiedică nimeni să practici valorile religiei creștine, la tine familie, dacă vecinul de alături e homosexual și e căsătorit. N-ai treabă cu chestia chiar asta. De unde derivă această teamă a majorității împotriva unei minorități? Pentru că, ce se întâmplă, plecând de la politică, politicienii nu sunt oameni de convingere. Ia, de exemplu, în Partidul Republican, nu știu dacă ți-amintești acel, i-am și dat numele, acel congresmen republican care a fost prins făcând cruising într-un WC într-un aeroport. Dacă ți-amintești. Mai știu, un scandal, știu despre care vorbim. Sunt destui care sunt homosexuali și între ei. Problema și e de chiar politică. De curând cel din un alt republican care a votat împotriva avorturilor. Absolut. A făcut un avort și... Dacă ți-amintești de pastorul Ted Haggard, care era mare împotriva homosexualului și de fapt el era homosexual și un prostituat homosexual l-a denunțat pe la urmă. Deci care este problema aici? Politicienii apelează la fobiile oamenilor ca să ia voturile. Și pentru a le lua voturile trebuie să și creeze un om de paie. Adică e un pericol. Uite, homosexualii se mulțesc din cauza că li se dă libertate. Homosexualii sunt un procent constant în populația lumii. Este un procent constant care a rămas neschimbat. A rămas neschimbat de-a lungul istoriei și nu s-au mulțit de când au fost decriminalizați.
Știi ce se întâmplă? Ce e interesant. Știi care a fost prima organizație care a cerut decriminalizarea homosexualității? Biserica Anglicană. Și care motivul a fost că a observat că sunt prea multe sinucide. Din cauza că un homosexual este dintr-o dată prins de poliție, e băgat la pușcărie, familia lui află, este o catastrofă, omul se sinucide. Eu cunosc în România un caz, nu știu că e homosexual. Omul s-a sinucis, a cerut voie la poliție să se ducă până acasă, se spune la familie și s-a dus la gară și s-a lucrat de fața trenului. La Sibiu s-a întâmplat asta, bun. Era creștin, era într-o biserică, îți dai seama, își pierdea tot suportul. S-a dus și familia și biserica, toate întorceau spatele cu scârbă, s-a sinucis. Biserica Anglicană a spus că nu este creștin să criminalizeze homosexualitatea. Okay. Noi ca creștini avem valorile noastre, dar nu consideră că e o crimă. Respectă-l pe om ca om și dacă e homosexual. Și au fost mulți homosexuali care au avut contribuții majore în istoria științei sau a culturii. Deci, puțin, e-mailul pe care îl folosesc toți creștinii a fost făcut de un homosexual căsătorit cu al homosexual. Da? E-mailul pe care îl folosim noi. Deci oamenii au avut o contribuție la tehnologia de comunicație. Acolo se folosește scuza că Dumnezeu lucrează în mod misterios și prin cei răi. Dacă Dumnezeu lucrează prin ei, cine sunt? Eu să-i omor atunci, nu? Omor instrumentul lui Dumnezeu. E o întrebare foarte bună. Ce? La urma urmei, dacă există o pedeapsă pentru oamenii respectivi, de ce nu așteptăm ca pedeapsa respectivă să fie aplicată? Da, dacă chiar vrei, lasă pe seama lui Dumnezeu. Problema asta este alta aici. Eu cred că ne-am avut o discuție despre fundamentalism, da? Este interpretarea fundamentalistă a Bibliei. Dacă există pedepse împotriva sau selectivă. Sau selectivă, deci, dar până la urmă, când ești fundamentalist, trebuie să iei toată Biblia așa cum este. Și Biblia spune să iubești cu pietre. Da? Lucru care nu se întâmplă. Nu se întâmplă, dar adică Biblia spune să iubești cu pietre pe cel care calcă sabatul. Biblia spune că sau bărbatul prins în prea curvie. Sau și femeia mai ales. Sau copilul care nu ascultă. Da, și copilul care nu ascultă să-l omor cu pietre. Deci, stai puțin, Biblia susține doctrina ISIS. Să uite. Biblia, în schimb, tolerează sclavia sexuală a prinșilor de război, tolerează pedofilia și în Biblie sunt lucruri care numai un psihopat ne poate face în timpul nostru. Deci de la David, când îi duce cadou logonice lui, nu știu câte prepuțuri de filistel. Imaginează-ți că cineva merge în război în Afganistan, un american, și se întoarce la iubita lui cu niște prepuțuri de... Mă rog, ea sunt circumcisi oricum. Dar vreau să spun că McCain, cineva arată că McCain în Vietnam a tăiat nu știu câte prepuțuri și l-a dus la nu știu ce iubită. A zis, domnule, McCain este un psihopat și a este o psihopată și nu mai vrem să auzi nimic de la omul ăsta. În timpurile moderne. Deci nu poți să iei ca standard o anumită practici. Și totuși, de ce unele nu se mai aplică, cum zice cele menționate, și altele se încearcă să fie aplicate chiar și în zilele noastre? Din cauza superstiției ineranței Bibliei, pentru că oamenii cred că Dumnezeu a dictat și sunt timeless. Da, dar de ce pe celelalte le ignoră pur și simplu? Pentru că, la un moment dat, bunul simț spune că nu le poți practica. Adică oamenii preferă să le ignore și ia ca la bufet ce le convine. Dacă ar lua toată Biblia, la urmă. În Galateni 3:10, un text foarte interesant al lui Pavel, în care Pavel spune galatelor care vreau să țină legea Vechiului Testament, spune dacă vrei să o țineți, trebuie să o țineți pe toată. Okay? Deci nu merge ca la bufet. Ori o e pe toată, ori nu e pe toată. Atunci a murit și femeia prinsă în curtie și o scoatem în stradă și o omorăm ca și... Iisus a căcat legea. Middle East. Exact. Și Iisus a căcat legea care a fost omoare pe aia. Sau Iacob le spune și să nu punem asupra ori un juc pe care noi n-am putut să-l ținem. Da? Deci, legea Vechiului Testament este imposibil de ținut la timpul acesta pentru că a fost scris a fost dată unui trip primitiv în alte vremuri care vrea să-și protejeze. Prima lor preocupare era să se reproducă cât mai mult, să aibă cât mai mulți copii, să știe cine este mama băiatului și tatăl băiatului, adică cine e tatăl băiatului, că mama știa, da, să știe cine e tatăl băiatului și așa mai departe. Erau legi de moștere. Toate aceste porunci nu exprimă voia lui Dumnezeu, ci exprimă nevoile unui trib de a-și proteja sămânța biologică, care îi obseda pe evrei foarte mult și obsedează și astăzi. Deci, rolul era pur de protejare a purității biologice a poporului și clar că homosexualitatea era o risipă de sămânță. Ei și onania era condamnată atât de grav pentru că risipeai sămânța și acum se risipește sămânța ca e sfântă și fiecare, ei nu înțelegeau că aia se produce mereu, da? Ei credeau că te naști cu ea și
vine de la Adam, din generație în generație, și rămâne probabil tot mai puțin de fiecare generație. Și atunci dacă o risipești, ce se întâmplă? Ce facem cu câți urmași am pierdut, știi? Și homosexualitatea era o risipă de sămânță. Dar Biblia este luată ca un absolut și nu este înțeleasă în context istoric. Asta e o problemă, că am ajuns la Biblie. Iar politicienii folosesc treaba asta ca să câștige voturile. Dar oricum, ce aș vrea să spun, e un moment periculos, pentru că folosirea religiei la ora actuală a ajuns ca ucenicul vrăjitor pentru Partidul Republican în America, și în România este o situație și mai gravă, după părerea mea. În sensul că ei au creat un complex spiritual industrial în contextul războiului rece, l-au folosit în contextul războiului cultural între democrați și republicani, și acum acest complex spiritual industrial trecut de partea lui Trump, care în niciun caz nu reprezintă Partidul Republican. Trump nu reprezintă Partidul Republican în America, care e un partid conservator, nu este doctrina Trump. Plus că Putin a folosit foarte bine această ocazie ca să câștige de partea Rusiei, și asta are nevoie să facă, fiindcă militar nu poate confrunta Statele Unite. El tot ce poate face este să afecteze moralul populației, să nu mai susțină, să zic, politica geopolitică a Statelor Unite. Și în România este aceeași problemă. Ce vrea Putin în România este ca NATO să plece de acolo și România să iasă în Europa. Asta îi convine lui. Și pentru asta apelează la naționalism și la ortodoxie. Iar neoprotestanții de asemenea țin cu Putin, că el e împotriva homosexualelor. Omul știe ce face. Adică omul este KGB, nu este creștin. Cum a fost el creștin dacă a fost KGB? Da? Mi se pare că cel două sunt incompatibile. Și asta poate s-a întâmplat cum s-a întâmplat și cu Trump. A văzut lumina. A văzut lumina, s-a născut din nou. Dacă a avut experiența drumului spre Damas să facă ca Pavel, adică să Pavel, din potrivă, nu a devenit un politician în Imperiul Roman sau în Ierusalim. Pavel a devenit un apostol care a fost persecutat și bătut. Sau primește bine cuvântarea mai marilor biserici, așa cum a primit, de exemplu... Ai ce problemă, da. Normal că... La noi în politică, domnul Liviu Dragnea. Exact, pentru că aici este problema, deci... Decât să fii un conducător eficient pentru binele poporului, mai bine să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Și poporul, religia e oprimul poporului. Poporul e atât de naiv încât spune, dacă stai cu Dumnezeu, e bine. Urmăm voința lui Dumnezeu. Și atunci, normal că politicienii au nevoie nu numai de ortodoxi, au nevoie și de pentecostali care sunt alții mulți, au nevoie și de baptiști care sunt destul de puternici în România și... le faci curte la toți. Uite, când vin prin America, vezi că merg la toate bisericile. De ce merg la biserică? Ca să ia voturile oamenilor. De ce vor voturile oamenilor? Pentru că vor puterea și vor puterea în interesul lor. Politicienii nu sunt slujitorii noștri, sunt slujitorii propriilor interese. Și aici este alianța între biserică și puterea. Dar atunci, în momentul în care liderii bisericii își dau girul cu privire la liderii religioși, da, și încurajează poporul să-i aleagă din diferite motive politice, ce ar trebui să facă omul de rând? Ar trebui să-și pierdă încrederea în acei lideri religioși? Sau? Nu. Eu cred că democrația ne oferă câteva mijloace de protest. Și aceste mijloace sunt și foarte creștine. Poți să te întrebi ce ar face Iisus aici, da? Da, și răspunsul e același, anume dizobediență civică, dizidență, protest. Adică, cred că nu este bine să taci în timpul nostru. Chiar dacă ești o voce solitară, trebuie să vorbești. Ce a făcut Iisus până la urmă? Nu? A vorbit, da? Chiar dacă a ajuns pe cruce. Așa că, în timpul nostru, este nevoie de un protest etic. Nu, cinismul acesta, pe care este o boală a timpului, știm că oricum oricine va veni la putere, tot aceeași chestie se întâmplă. Bun, dar asta nu e din nou în contradicție cu un alt verset din Biblie unde spune că supuneți-vă dregătorilor că și ele sunt lăsate de Dumnezeu. Și am spus de Vechiul Testament, pot să spun și de Noul Testament. Da? Deci problema este dacă chiar vrem să găsim texte în Noul Testament sau chiar în Vechiul Testament, găsim profeții care merg și mustră pe împărat, găsim apostolii care se împotrivesc marelui preot, găsim pe Iisus, spunând de Irod, spuneți-i vulpii acelea și așa mai departe, dar nu vreau să mă întorc la litera Bibliei.
ce vreau să spun este că ideea docilității în fața puterii, care din păcate merge natural la români. Românii sunt învățați de istorie să fie docili în fața puterii, să nu protesteze sau să fie duși tenați cu religie sau cu demagogie. Docilitatea aceasta este complicitate. Atâta vreme cât tu înțelegi că din punct de vedere etic, un conducător religios sau politic, și vreau să spun, inclusiv conducător religios, da, face ceva rău, tu ai datoria să te opui. Vorbești prin votul tău, dar că vezi că gloata este neștiutoare și votează cum nu trebuie, ai datoria morală să vorbești. Vorbești cu unul, vorbești cu altul și vorbești pe internet, vorbești pe Facebook, pe Twitter. Și cum s-a făcut primăvara, așa s-a primăvara arabă? A început pe Twitter. Nu? Chiar dacă a fost un fiasco, dar a dovedit că se poate mișca ceva. Bun. Cu asta cred că ne apropiem de final. Sperăm că discuția a fost una interesantă și până data viitoare vă zic să auzim numai de bine.